Da, mulțumesc. Dumnezeu să vă facem o propunere pentru un președinte de ședință. Deja l-am luat. Da. Păi domnul Damian n-a fost niciodată președinte de ședință și de asta i-a spus. Vă sunteți de acord? Da. E bun, închid și legislatura. Păi să... Păi să... Păi să... Propune de altceva. Păi să vin. Să închide ciclu, așa. Da. Da, dacă sunteți de acord, dați citire foarte intensivă, vă dați și nici în voastră. Vă și nici în Consiliul Local al Comunei Năstreaca, județul Bacău, se convoacă în ședință de lucru ordinară pentru data de 29 februarie 2016, și prin semnat de ședință la primăria, atât ca proiect al ordinii de zi următoare. Alegerea președintelui de ședință, punctul 1, 2, rectificarea bugetară, 3, proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren în suprafață de 1818 metri pătrați cu domnul Reța Ioan pentru utilitate publică, 4, proiect de hotărâre privind aprobarea locurilor de organizare și desfășurarea adunărilor publice, 5, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul public pentru anul 2016, 6, proiect de hotărâre privind suspendarea acreditării SC Colsel SRE pentru perioada de 3 ani, 7, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice, 8, proiect de hotărâre privind aprobarea plătirii de plată a concesiunii la spitalul domnului Zaharia Nicolae. Și avem ceva cu etichetele de exact la grădiniță, un material care l-am primit acum. Da, 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 și cu toate lucrurile. Ce mai avem? Am primit de timp o adresă la Consiliul Județean și am făcut un proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de identificare a beneficiarilor de etichete sociale, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate conform legii 248/2015. Dacă sunteți de acord cu toate noastre. Toți sunt de acord. Începem cu punctul sau punctul unui fotos. Punctul 2. Rectificarea bugetară. O rectificare bugetară.
să cere să clasificăm 21.000 de lei bugetul. Deci, am dat adresele de la tot județul aici. Și o să dau citire. Deci vorba de adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală către Comuna Mănăstirea Cașin, Agenția Ordonatorului Principal de Pierderi. Referitor la repartizare sumei estimării de educație din 2016, numărul 656 din 19.2.2016. Având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legea bugetului de stat pe anul 2016, numărul 339/2015, legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și hotărârea de guvern 15/19 ianuarie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, hotărârea guvernului 36 din 3/2/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor stabilite de legea 248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate pe anul 2016, și adresa 415.465 din 10/2/2016 a Ministerului Finanțelor Publice, în baza deciziei 1 din 19/2/2016 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, li s-a repartizat suma de 21.000 de lei în trimestrul 1 anul curent, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pentru finanțarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță. Problema dispune măsurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuielile al unității dumneavoastră, precum și a respectării prevederilor legale menționate mai sus. Deci asta e adresa minunată. Am primit 21.000 de lei cu destinație precisă, tichete pentru grădiniță și să aprobăm rectificarea bugetului cu suma asta. Supunem la fel suma asta, cum să spun eu, alocată, având în vedere efectivul din copii sau o sumă totală care nu se împarte la... S-a luat un efectiv prezumtiv de copii, s-a luat numărul total al copiilor din grădiniță, iar acolo se fac dosare și care vor să aibă, deci suma oricum e un pic mai mărișoară decât ar fi trebuit să fie în om. Ca să nu... Deci... S-a întâmplat și mai pentru copiii defavorizați, se iau în vedere, eu să faci o anchetă socială... Se face un dosar exact ca la alocația complementară, ca la celălalt copil, de ajutor social, se fac anumite calcule. Și în plus, mai nou trebuie să fie, să aibă un anumit număr de ore prezentă, deci la care o lipsește mai mult de câteva zile în Italia. Este o metodologie aprobată și dată de un guvern. O să vedeți că o să mai discutăm despre punctul ăsta. Am spus că îl avem la ultimul punct. Condiții. Ce condiții trebuie să ne plinească? Școala deja au început demararea lucrurilor, să știți. Adică și-au stabilit în mare care sunt cei care vor trebui să plinească. Da. Acces. Dacă sunteți de acord? Supunem la acest. Tot. Da. Da. Trecem la punctul 3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren în suprafață de 1818 m² cu domnul Reția Ioan pentru utilitate publică. Da, e aceeași problemă care o știți și care am aprobat-o din nu știu de ori, dar care nu s-a concretizat într-o hotărâre. Nu am fost la concluzia când să mergem în luna asta să rezolvăm problema cu domnul Reția, nu aveam hotărâre. Aveam notarul clar, cer hotărâre. Reluăm acum, chestiune din 2013, expertiza e făcut e la dosarul din 2013, a fost aprobat, dar nu s-a dat hotărâre. Constatăm că, de fapt, dacă vă aduceți aminte, noi am anulat, am revocat hotărârii, după care am aprobat. Nu era expertiza în cauza asta. La, deci la ședința din 13 august, nu? Da, 21 august 2013 a fost expertiza aici, la anexă la dosar. Da? Dar nu s-a făcut hotărârea. Nu s-a redactat hotărârea, nu a fost făcută. Noi am hotărât. Singurul care s-a ținut atunci a fost domnul Iodache sau a fost împotrivit, nu mai știu. Sau s-a abținut, mă rog, și asta a fost. Dar concret hotărârea nu s-a mai făcut și nu. Dacă vreți, na, îi dau o dată citire, expertize, știți despre ce e vorba. Practic, cum să redacteze hotărârea și să... Da. Da. Dacă chestiunea este, deci, natura terenului de ești, cu care s-a făcut schimbul, este în domeniul privat. Domeniul public sau privat? Privat. Este în domeniul privat. Noi când l-am avut, cum l-am avut inițial? În domeniul public, după aia a fost pentru o hotărâre. A fost în domeniul privat, de la început. În domeniul privat? De la început a fost. Nu l-am scăpat. Nu, știu că atunci a fost o discuție în sensul că terenul care l-a cedat domnul Reția este un grad mai inferior decât poziția la nivel din comună. Asta a fost simplu. Terenul Travilan ieșea acolo. Ei, nu, a fost, dacă vă aduceți aminte. A fost o discuție, atât restul lor nu a venit aminte. Dacă vă aduceți aminte, noi am pus, drumul ăla. Am pus drumul ăla de, care, într-adevăr, s-a dovedit a fi foarte util pentru locuitorii din Părculești și prin foarte care nu puteam să facem accesul respectiv. Și asta a fost motivația principală, ca să-l transformăm în drum. Da, haideți. Nu este că drumul este, că loc e destul din fundul de acolo, dar nu înțeleg. Nu, acolo nu, chiar nu este, de aici, dacă în partea aia la altă, nu mai putem să ne facem drum. Salut, s-a rupt tot. În corbă s-a rupt tot. Nu mai este. E pericol, acum am început să mănânce din terenul de oameni. A rupt până stoi, ca acolo. Da. Dacă sunteți de acord, s-a abținut. Poate. S-a abținut domnul Dăian, da? Nu. Împotriva. Da. Bun. La următorul. Următorul punct 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea locurilor de organizare și desfășurarea adunărilor publice. Avem o adresă. Avem o adresă de la jandarmerie. Prin care Inspectoratul Jandar Județean Ștefan cel Mare Bancă îmi cere următoarele, vorba de o adresă din 23 februarie, către toate unitățile administrative teritoriale de trază a Județului Bancă, domnul primar, prin prezenta cu deosebit respect, vă adresă rugămintea de a ne comunica până la data de 26.02.2016, la numărul de fax 0234571029, hotărârea de Consiliul Local emisă, conformitate cu prevederile legii 60/91, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice republicată, articolul 15 litera A, care face referire la locurile de pe raza unității administrative teritoriale, unde este interzisă organizarea și desfășurarea. Este, cred că a fost, au redactat-o și un pic mai... Păi da, locurile, păi da, nu, unde trebuie să spună unii permisă. Nu, nu, asta spune, unde sunt interzise. Da, foarte bine. Să vă adresăm
Adresăm rugămintele, ne transmite documente emise de Consiliul Local, prin care sunt stabilite locațiile, locurile, traseele utilizate pentru desfășurarea adunărilor publice, prin care cetățenii comunei, prin care cetățenilor comunității li se asigură libertatea de a exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza meeting-uri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întâlniri și de a participa la acestea. Nu se fac în școli, nu se fac la biserică, astea locurile unde nu sunt din servici. Asta trebuie să specificați. Școli, grădinițele, biserica. Instituțiile simplu. Propunerea noastră pentru adunările publice e căminul cultural, clar. Și vorba și de strat, de locuri virale în stradă, în terenul. Deci acolo admitem. Restul sunt interzise, da, clar. Și nu lăsați nici într-un sat, în Lupești, să lăsați unde e. Lăsați în Lupești și în București. Lăsați pe sate. La curtea școlii nu. La cămin, la cămin la Lupești. Da, la cămin la Lupești, la cămin la noi, în curtea căminului și la Părvulești. Și la Părvulești, pe platoul stadion. Platoul stadion. Deci astea sunt admise. Nu. Dar se respectă vechea hotărâre privind taxarea celor care țin asemenea ședințe. Da, bine. Ai hotărârea ridicat și impozite. Închirierea, acolo avem în taxe și impozite. Nu la voi. Deja sunt trei puncte. Cu trei sate. Da, trei puncte. Nu poți să lași satele fără. Da, da. Interzis în curtea școlii? Absolut. Grădinițe? Păi da, dar trebuie specificat la dumneavoastră acolo. Grădinițele? Deci astea sunt admise la curieță. Acolo, Silvi. Și la pe stadion. Chiar stația primăriei este interzis. Deci numai la cămină cu prop. Deci nu se mai poate face campanie la biserică. Da, păi nu, categoric, pe din ar nu-ți face. La cine a făcut? Dacă ne-a făcut domnul Hredelciuc, când s-au oprit slujba la Murdoi, a fost campanie, ce-a fost? Nu, nu. Asta e istorie. Dar nu a fost campanie electorală. Deci, campanie electorală, dar nu a fost campanie electorală. Da, s-a aprobat și chestia. Cu 10 la punctul 5. N-ai puțin la punctul 5. Chestiunea este că eu m-aș fi așteptat, e prezentat un pic mai detaliat, având în vedere că interesul cetățenilor așa era mai mare, de a se vedea anumite locuri cu suflet de desfășurare a acestor adunări publice. Așa. Anumite chestiuni legate de, cum să spun eu, de modul de organizare. Că sunt sigur de cei din țară, nu prea cunosc și nu stăpânesc. El asta știi că, deci, acele adunări, cum spun, era bine de prezentat, în ce condiții se pot face? Cu avizul primăriei, când trebuie de pus, cum să spun eu, da, nu se face obiectul. Nu se face obiectul. Trebuie o autorizație, bănuiesc. Noi vorbim strict de locurile unde se organizează. Asta ne cere adresa. Exact după colectiv, ei trebuie să știe exact unde se urmărească. Exact. Și asta e scopul. Nu te mai dorești unde vrei și să iei. Aceste adunări, că trebuie desfășura unui condiții, trebuie că împlinite niște, cum spun, elemente de disciplină, cum să spun, de turburarea... Organizatorul și asumă riscul și pentru toți. Din păcate, asta se aprobă, după ce urmărește și nu se urmărește cum funcționează discoteca. Deci nici măcar nu aprobare, cum se cheamă, funcționare nu are. Deci asta e periculos, pentru că acolo și nu are decât o singură ieșire. Are una pe acolo. Aici? Dar când e dreptul este în spațiu oricum, scopul? Nu, domnule. Îți acolo, domnule. Este o uși în spate, acolo, care nu e în spate. Nu, domnule. Cum vă spun eu? Spuneți că autorizația asta e corectă. De faptul că nu aveți nici măcar autorizație nici de la pompier, nici de la poliție. Dar nu e obligația primării. Poți să ai autorizație. Poliția, ISU și dracu care vor să vină, să vină, să pare. Deci nu au un lucru. Da. Vom trece la următorul punct. Punctul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul ADIN pentru anul 2016.
Am dat, Da. Deci au adresa 86 din 11.2.2016, către unitățile administrative teritoriale membre la DIP. Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile OG 26, cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare și în temeiul articolului 16, alineatul 2, litera K, adunarea generală a asociației aprobă cotizația anuală la patrimoniul asociației. Având în vedere prevederile maestru și hotărârea numărul 2 la AGA ADIP din data de 29.1.2016, prin care s-a aprobat cotizația la patrimoniul ADIP pentru anul 2016, avem rugămintea să se transmite prin fax hotărârea Consiliului Local de aprobare a cotizației la patrimoniul ADIP pentru anul 2016 sau în cazul în care nu a fost pusă pe ordinea de zi până la această dată, să o puneți, supuneți aprobării în prima ședință pe care o veți avea și să ne transmiteți în cel mai scurt timp. Urma aprobării masterplanului pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău și având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului, vă rugăm să achitați cotizația cât mai rapid. În anexa 2, la hotărâre, o listă privind cuantumul cotizației anuale a asociațiilor la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, pentru anul 2016, Consiliul Județean Bacău 250.000 de lei, localitățile de rangul 1, municipiul Bacău 250.000 de lei, localitățile de rangul 3, 20.000 de lei, Slănic Moldova 3.000 de lei, comunele cuprinse în lista prioritară de investiții 1.000 de lei, comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare 100 de lei. Deci noi ne încadrăm la 1.000 de lei. Asta e cotizația. Atât. Ce avantaj avem noi de la ei? Spuneți, care este... Am fost prin ce lista aia de investiții la ei? Pe ei nu fac nimic pentru noi. Deci nu, noi putem niște bani aiurea așa. Dacă fac sau nu fac. Nu ne ajută cu nimic. Spuneți dacă ne ajută cu ceva. Sau... Deocamdată nu. Dar să sperăm că după a pus vor ajuta. Dar de ce acest costum este impus de către ADIP și nu se lasă la latitudinea asta? Păi tocmai că se lasă latitudinea, pentru că dacă noi nu hotărâm, nu dăm. Vreți să dăm mai mult? Nu, așa, adică să vedem așa, de ce este masă, de ce nu mai mult, de ce mai puțin. Ei și-au făcut o taxă minimă, 1.000 de lei, o taxă. Anul trecut a fost 2.500. Anul trecut a fost 2.500. Probabil ei și-au pus acolo un buget de, eu știu, venituri și cheltuieli și un punct de siguranță și-au făcut un buget de venituri și cheltuieli. Da, dacă sunteți acolo cu cotizația, nu știu nici mai eu nu știu. Ce este pentru? Pentru aprobarea pentru cotizație la adică. Să abține cineva? Cine s-a abținut? Eu nu m-am abținut. Pentru că nu, dacă nu avem niciun sprijin, niciun ajutor, la ce să dăm bani? Da, da, da. Vă abțineți? Nu. Domnul Mircan? Nu. Nu, am văzut. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind suspendarea activității SC Corsel SRL pentru perioada de 3 ani. Da. Deci mă propune de suspendare, de fapt, ca și nu aș proceda la suspendarea activității pentru perioada de 3 ani. O vin la Corsel, unde... din păcate...
la nivel județean au început deja fricțiunile între asociați. Iar activitatea de colectare o să cunoască niște șocuri destul de grave în următoarele 3-4 luni, estimez eu. Dar, exact cum vă spuneam și mai înainte, o să vedem ce o să se întâmple până la urmă. Oricum, noi cu cele două hotărâri de la cei doi asociați de la Comuna Mănăstirea Cașin și de la Comuna Cașin, trebuia să mergem cu ele la Registrul Comerțului, să cerem o suspendare maximă de 3 ani de zile. Dacă în perioada asta se iubește oportunitatea de a reporti Consiliul, atunci tot cu aprobarea Consiliului Local o să reportim. Până atunci, rămânem așa. Deci, hotărârea are la punctul 1 se aprobă suspendarea activității SC Polsel SRL Mănăstirea Cașin, operator local al cărui capital social este deținut integral de Comuna Mănăstirea Cașin și Comuna Cașin, 60% Mănăstirea Cașin, 40% Comuna Cașin, membre al Asociației Intercomunitare Cașin Mănăstirea Cașin de o perioadă de 3 ani de zile. Reprezentantul Comunei Mănăstirea Cașin, doamna preotesă Gabriel, primarul comunei, va duce la îndeplinire prezenta hotărârii. Secretarul comunii va comunica prezenta hotărârii instituției prefectului și... Da, deci asta e. Da, de ce trebuie neapărat 3 ani, domnul primar? Maxim. Nu știu. Dar de ce trebuie să luăm maxim? De ce? Păi, ca să nu mai dăm o hotărâre, pentru că o facem pe un an de zile și dacă o să fie nevoie, mai dăm un an de zile. Păi, vreți să o facem mai puțin? E categoric. Ce, dar de unde știm noi? În moment ce noi am hotărât pentru 3 ani, asta rămâne văzut în cui. Nu, e vorba de o suspendare. Deci suspendăm activitatea pentru o perioadă de... Dacă noi hotărâm că peste 2 luni de zile avem nevoie de ea, putem să o repunem pe, bineînțeles, ca orice... Dar dacă, de exemplu, am hotărât ca peste 2 luni să o suspendăm doar 2 luni de zile, după aia trebuie să mai facem o procedură, că la Registrul Comerțului nu ia niște bani ca să facem chestiunea de asta. Nu, dar nu înțeleg de ce am mai putut să... Pentru că este perioada lungă. Maxim. Explicați-o. Dar nu știm... Nu știm când vom avea nevoie. Noi dacă vom avea nevoie peste un an... Deci o deschidem mai o deschidem, dacă avem nevoie peste o lună, puteți să o redeschidem. Da. Va fi foarte greu să mai poți redeschide înainte. Pentru, de ce? Pentru că la poate să spună, domnule, ați încheiat pentru 3 ani? Lăsați-mă pe mine. Nu, fer, sau cum se cheamă... Asta care ne-a cunoscut. Registrul Comerțului? Nu, domnule. Nu, la Registrul Comerțului comunicăm. La Registrul Comerțului se poate relata. Oricând poți să le iei. Noi închidem activitatea ca să nu mai plătim conturi, să nu mai plătim asigurări sociale. Tot felul de asigurări sociale. La ANAF vine fiecare... Extrasuri de cont. Nu mai plătim nimic. Din cauza asta. Da. Mai dorește cineva să... Cu ce dată și-a încheiat activitatea? Practic, începând de la 11 ianuarie, nu am mai lucrat. Dar a apărut un vid, acum am plătit cu noi. Când omul s-a mai ridicat cu noi și deja s-a umplut albinele râului, s-a umplut. Unde? A fost un fund, vă uitați? Nu, dar unii nu s-a mai luat. Nu știu, la mine nu l-a ridicat toată luna. Luna trecută nu l-a ridicat de la moartea acolo. Am spus doar pe numele. La agenții economici fac contracte separate, din cauza asta nu l-a ridicat. Și l-a venit cu mașina? Dar în geamă, da. Marcea vine la agenții economici. Cum? Da. Dar ce-a făcut? Se uita pe ei, se uita pe la leu, până și noi trebuie loc. Tu uiți la mine, au venit pe ce ce-a venit în fiecare. Da, acolo unde sunt probleme, pus semnalați. Deci acolo unde sunt probleme, chiar vreau să notific. Sunt în Bujurești până la Nelucuri, colectarea până la Nelucuri. Colectarea o face tot din la platformă. Tot la platformă se face colectarea. Atunci ei o să trebuia să ne... Deocamdată tot la platformă. Ia să se poate ambitit. Domnul Basilier, cadarul. Doar din momentul în care vom da puberile, din momentul ăla se va face colectarea din poartă în poartă. Deci, atunci ei vor obliga să ne dea ceva bani din nevastă. Nu, să-i dorim, pentru că folosesc. Am colectat. Așa
nu am venit, făcut notificare, mai ales acum. Da, am făcut notificare către ADIS și către Rompres, prin care ne-am cerut să ne plătească faptul că sunt platformele noastre, da, inclusiv de cele la Caș. Da, da, bine, asta că două, o lună, două, nu vinim cu fel două. Când vin lumea lumea. Supunem la vot dacă sunteți de acord cu suspendarea activității corset pe o perioadă de 3 ani. Da, da. Da, tot să ne dăm înapoi. Se abține cineva? Împotriva? Altfel. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice. Da. Practic, în programul anual de achiziții publice am impus toate lucrurile pe care le avem deschise și care au rămas, pe care avem proiecte, da? E vorba de alimentarea cu apă, e vorba de execuții de lucrări privind modernizarea drumului de interes local pe Râul Dulcine, e vorba de investiții în modernizare și dezvoltarea infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1, lucrări de consolidare, restaurare și pune în valoare la ansamblu fosta mănăstire Caș în vederea introducerii în circuitul turistic, modernizarea drumului comunal în comuna Mănăstirea Caș, vorba de cele trei drumuri care la cel două la mănăstire și cel de la Lupești, construirea pentru pedonală și autostradă Lupești, la punctul Apostol, modernizarea drum de interes local pe Râul Dulcine, mai trecut o dată, am trecut două ori. Și electrificarea, extinderea rețeaua electrică pentru alimentare cu energie electrică a satului Scutal. Vorba de cele 7 lucrări mari care le-am vedea. Și aici este discutat. Da. Vrem aprobat la satele care nu au curent electric. E aprobare din guvern, deci nu mai e aparent. E găsit vreo hotărâri din guvern? Da. Număr? Nu știu numărul, dar am auzit exact, am urmărit. Să instaleze panouri solare pentru a avea curent electric. Deci în toate statele din România, panouri fotovoltaice. Da. Deci noi aici să aprobăm să includem șansa de oameni ce vine în guvernul să face gratuit. Să dați seama. Vine guvernul să facă gratuit. Păi da. Care este? Da. Da. Noi trebuie să punem la dispoziție doar terenul. Da. Da, dacă aveți probleme. Da. Discuții. Discuții. Astea sunt doar lucrările, nu? Da, avem proiectele. Proiectele care le avem. De exemplu, când de la Lupești, acum urmează să fie... Da, când derulare și... Ce anume? Adică în derulare, proiecte în derulare, cât și cele... Și cele care urmează să se introduce. Și totuși în fază de proiectare, introduse, da. Nu știu, numai lucrări. Și chiar și noi și aici avem, mai avem o problemă. De exemplu, guvernul a renunțat să plătească pentru construcția catedralei de București, orice sumă. Adică nu mai sprijină cu nicio fel de sumă. Știți asta, că nu... În primă fază. Da, 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 după aia, după aia. În primă fază, da, după aia era asta. Nu a dat nimic, domnul primar. Adică a fost discuție foarte aprinsă și a zis, domnule, nu avem de unde să dăm. Dacă vrem să facem ceva, nu putem să sprijinim, pentru că se poate amâna pentru mai târziu sau, eventual, din... resursele biserice proprii, da. Și noi aprobăm. Dar ce să aprobăm? Aprobăm? La noi ce aprobăm acum? Nu aprobăm restaurarea monumentului? Nu am biserici. Nu am atâta, dar... Monumentul. Clădire de ruini, nu ție să ne dăm bani la biserică la... N-are nicio legătură una cu alta. Patriarhul a spus domnul Bălan că... statul să-i plătească banii pentru toate pământurile și tot ce au luat statul confiscat de la biserică și atunci n-au nevoie de bani. Da. Și statul și-a băgat capul
în... Dar eu vă dau un alt exemplu. Da. Dar asta era, asta e pierderea statului, domnul Bălan, că se construiește catedrala neamului? Nu. Asta e pierderea statului. Dar dacă ar face așa, ar trebui să dărâme toate casele de aici, de la Vale, domnul Ghețu. Toate casele de la... de la pământul bisericii. Pentru că a fost pământul bisericii. Dacă vine statul și spune un judecător că dărâmăm, dărâmăm, domnul. Da, nu se poate face așa. Am luat cel mai simplu, cel mai banal exemplu de aici, dar noi, dar nu știu, țarna care a fost la biserică. Mă, biserică se leagă, băi, de pop când nu știu ce fac. O fi 10% care fac, dar o fi și 50-60 care îndeamnă în tineretul să facă, nu știu ce, și mai, vă mai spun ceva. Noi suntem un practic, dat colțul, domnul Bărnă, noi suntem mai aproape de biserică. Și atunci mergem la biserică să ne facem sănătoși, consider-te mult mai limpid. Dar eu sunt de acord și cu mine. Dar eu sunt de acord și cu mine. Dar n-am spus că spitale sunt mai făcute. Eu n-am spus treaba asta, doamnele. Și moare lumea. Eu doar am spus că catedrala neamului, dacă se face, nu-i problemă. Nu-i problemă. Ba să te iei bani. Să te iei bani ce-a spitalul. Să facă, doamnele. Eu am zis că bun. Dar să te ieși pentru biserică. Avem un bine închis. Dar să ieși pentru biserică. Dar cum dracu ce l-a problemă? Vreți să dăm bani la catedrala neamului? Nu noi, doamnele. A spus că primăriile și dacă vreți să mai spun mai continui, a spus că toate surțile de finanțare pentru biserică și pentru lucrări vor fi suportate de consiliile locale. Așa, domnule. Deci, nu, dar noi nu avem treabă cu catedrala neamului nimic. Nu avem treabă cu monument istoric și altă treabă cu consiliile degeaba. Garantez eu, orice se face sunt consiliile locale. Să punem la vot. Dacă vor să dea, dar nu știu cum este obligat. Dacă vor să te iei, vor să te iei. Păi dacă nu este obligat. Domnul Bălan, dar poate orașul Târgu Ocna are un excedent de buget și poate să te iei. Deci am spus, dacă vrea să te iei, poate să te iei. Dar noi îl avem de iei. Facem discuții sterile, știți? Pentru că discutăm de un proiect cu finanțare european, prin programul operațional regional. Discutăm de reabilitarea unui monument istoric. Care mai mult decât... Dacă ar fi un proiect european, ar fi noi să venim cu cofinanțare. Nu să plătim noi toată asta... Dar n-ați spus nimeni că plătim noi. Dar noi avem noi bani. Dar nu îți plătești noi, pentru că e vorba 5 milioane de euro. 5 milioane de euro ne vinem pe toți și nu-i face. Cine a spus? E vorba de o sumă... E vorba de o sumă pe care nu putem să ne-o putem permite noi. Dar nu dispune, nu avem cum. N-am reușit să memorez foarte ce o fie. Nu, și eu am pus haina aia. Dar veniți aici, domnul. Un proiect e... Veniți ce-mi face. Avem introdus pe un proiect și la dar nu, sigur, e o mistă la doamna dispensatului. Adică am zis noi ședința la anterioară, trebuie o sumă de pentru reabilitare. Da. Foarte bine. Foarte bine contat aici. Și dacă mai aveți, nu știu, la nivelul de, chiar la nivelul de proiect, să le putem apropo. Eu nu mai am dat listul la canalizare. Dacă am dat... Da, la studiul de timp. Da, eu o problemă cu canalizare. V-am spus, nu ne apucăm să facem proiecte de dragul proiectelor. Dar da. Domnul, probleme sunt la un punct aparte. Că mă uit din râul, din fața casei de acolo, să dea Dumnezeu să țină tot rece, dar va veni vara, e durere. Deci șanțul din fața casei, la mine câte drum, din gol. Deci toată evacuarea de la, cum să spun eu, de la fiecare blocuit, zicem așa, se face, deci nu într-o fosă undeva acolo, în gătorie. Deversare, până mai controlate și dirijate. Deci va fi durere pentru urmă. Da. E pune în formă. Cine? Ziceți, domnul. Domnul primar, vreau să vă întreb referitor la Pontea de la Rupești. Am fost acolo și am discutat cu maestrul ăla care execută lucrarea. Și trebuie să mergeți următoarea treabă. Eu l-am întrebat dacă cumva se consolidează malurile partea de la deal, să pun ceva, ori niște gabioane, ori dacă nu, cu zi, cu beton.
Și dânsul a zis că proiectul prevede numai atâta, podul și completarea cu, cu pământ în capete. Acum, problema este în felul următor. Dacă vine apa și pământul ăla, ăla va fi surpat de apa, adică în moaie, dacă nu punem parapet, dacă nu se pun parapet de, de protejare a podului, a punții ăștia. Eu nu știu de ce s-a prevăzut în proiect și cel puțin pe 50 de metri la deal, barul la deal, consolidarea malurilor. Că acolo o să o ia apa pe prunt și o să dispară. Parapeții sunt una, indiferent, deci dacă se făcea, chiar dacă se făcea o, o 50 de metri, cum spuneți dumneavoastră. Da, la deal, barul de la deal, da. Tot, tot era o problemă. De ce? Da. Pentru că apa vine tocmai din cot de sus. Dacă vă aduceți aminte la inundațiile din 2005, din 2010, apa n-a venit, n-a crescut de, de lângă punte. Ea a venit foarte mare și a venit pe lângă mult, știți? Da, dar acolo e mai înalt. E... Deci acolo lucrurile sunt mult mai sensibile decât... Înseamnă trebuie lungime mai mare, mers mai la deal. O să, o să fie, deocamdată noi trebuia să încadrăm în niște sume. Ca să puteți din cadrul Ministerului Sumei, am făcut puntea, da? Că asta s-a cerut, să facem puntea. O să vedem parcurs cum se va comporta și să vedem ce se, ce se întâmplă. Oricum, n-are ce să-i facă, punți în sine, da? Va ataca o rampă, o reface, iar vedem ce... Acate sunt ziduri întoarse, care o susține. Care se fac de acum, da, e adevărat. Eu mă gândeam și aici, în implutura asta cu pământ în capete, și aici trebuia o protecție. Păi vin ziduri întoarse acolo. Vine până, iasă până se termină pământul ăla care e depozitat, care e o soltație de acolo. Acolo vine rampa, vine rampa, da? Dar deci nu o să fie protejat pe margini, nu? Nu cred, eu n-am văzut să aibă o... Adică nu, ca zis că în proiect nu prevede, am văzut că e un mai scurtă. Deci a rămas funcții, proiectantul ăsta, spune, doamne, vă fac în banii care mi-a zis că... Între 100.000 de euro, atât s-a încadrat, da, nu atât ai lucrat. Iar restul vom vedea cum se fac un lucru. Și ar mai fi o problemă. Oricum, problema va fi pe partea... dreaptă, nu spre apostă. Dincolo. Dincolo, partea dreaptă va fi problema, nu aici. E, poate, dacă se face, se face pe ambele părți, ca să fie treaba bună, așa trebuie. Mai important, da, fine, e o chestiune de specialitate. Da. O altă problemă, domnul primar. Am fost informat și totodată m-am dus și m-am convins și eu. Lucrătorile de acolo, sau în special șoferile care asigură transportul, cară balastru și toată piatra spulesă de pe marginea apei și o duce la Drăgugeș, fac podeții și, și drumuri acolo. Că același patron are lucrare concomitent și acolo. Știți de treaba asta, acum n-aveți informații, nu? Nu știu. Uitați, vă informez eu. Deci, într-o zi a cărat patru bascule, în două zile iarăși piatră. Cară și toată piatra a pules-o de pe marginea râului și o dus-o la Drăgugești. Construiește acolo, face șosea, asfaltează toate ulițele acolo la Drăgugești. Chiar au rămas surprinți că acolo se poate și la noi nu prea se poate. Iarăși am mai rămas surprins, am fost în zona asta la Buciu. Domnul Vasile, haideți să vedem ce sunt trebuie să departe. Dacă nu ajungem la diverse, discutăm. Da, dar problema este în felul următor. Puteți interveni să nu mai care piatra. Acum mai sunt cetățeni care vor să facă un zid de gard. Vor să facă o jurație. Vedeți că chestiunile astea cu transportul de piatră și de nisip și asta chiar nu e informat. Nu. Stați un pic, lucrurile sunt mult mai grave decât să vedeți. Vă dau și un loc de mașină, dacă vreți. Vă spun și ce mașină. Da. Toate chestiunile astea, piatra, nisipul, balast, da. Așa, au fost incluse la ultimele, primultimele hotărâri de guvern la resurse naționale. Și vedeți că chiar dacă e o căruță de balast, chiar dacă e o căruță de nisip, chiar dacă e o căruță de piatră, s-ar putea să trezești cu un dosar penal. Nu știu. De la cine? Deci, la cine au operat într-o sâmbătă o mașină de la aia mare, că ți-a făcut în deci, de lucrurile... oameni în zonă acolo și încărcați cu un, un dispozitiv, în ziua a făcut cât în jur de 4-5 posibil. Că chiar și noi am luat decizia să depunem documentație și am, am depus documentație la Apele Române ca să, ca să putem să luăm aia 2000 de metri cub primăria pentru uzul nostru. Care ajunge la Amânteană, de acolo.
Da, da. Și acolo am sunt, noi avem dreptul la 2000-2500 de metri cubi anual pentru refacerea drumurilor și ne-am depus că o să ne trezim într-o zi cu... Și acolo a fost ceva nemulțumit din partea cetățenilor. Ce se întâmplă? A venit la mine de aia, e bil neculat. Da. Și are gardă chiar aproape de gard, de asta, de construcție, și acolo are un beci. Și s-a fisurat tot zidul, i-a căzut piatra înăuntru de la beci, pentru că s-a carat, a mers pe margini și din cauza vibrațiilor s-a tărmat omului beci. Plus că s-a stricat drumul ăla, acolo în pantă, la Munteanu, s-a adâncit. Și acum cetățenii nu mai pot circula cu căruța și aducă și ei de acolo lemne sau nu știu eu, balastru, piatră, ceva. Deci eu am zis practic lui George, i-am zis lui George să pună barul acolo câteva mașini de balastru să repare drumul. Absolut. Acum nu știu dacă la oricare... Dar de ce terminăm cu... Da. Dacă mai văzut la lucrurile care ceva mai... Ce spun? Noi am avut un proiect undeva pentru angajat bază sportivă pe lungă. Când urmați cele două proiecte mari, pe ordonanța 7, alimentarea și... Ce mai avem ordonanța 7? Alimentarea cu apă. Și stadionul tot era aprobat pe ordonanța 7, dar acolo nu ne-a dat bani și a rămas cu aprobarea. Și chiar acum am ceruse ministerul ceruse documentații ca să introducem și școala și să vedem. Deci eu mizez mai mult pe școală decât pe stadion. Azi putem o să aminte din ceea ce am făcut. Da, primul proiect scris. Da. Supunem la vot aprobarea programului anual de achiziție publice. Dacă sunteți de acord. Se abține cineva? Da. Vom trece la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sătirii de plată a concesiunii la Scutaru a domnului Zaharia Nicolae. Nu știu că trebuie vorba de sătirii, dar omul vrea să renunțe la contractul ăsta. A achitat azi, nu? A achitat. A achitat că... El vine cu referat de constatare la un proiectant care spune, din vorba de Pro Mares SRL, la solicitarea domnului Zaharia Nicolae, de vicinea din Cipone, județul Bacău, care a primit spre folosință cu concesiune la primăria Mănăstirea Cașa, un lot de teren cu numărul S6-2, împlăsată comuna Mănăstirea Cașa, stat Scutaru, a realizat o vizionare a terenului menționat în vederea stabilirii condițiilor de realizare a unui imobil pe acest amplasament, în urmă cărora au rezultat următoarele concluzii. Lotul de teren este amplasat în intravilanul comunist. Așa s-a ascultat, într-o zonă unde primăria Mănăstirea Cașa ne-a concesionat o serie de loturi de teren în vederea realizării de clădiri de locuiște agremente. Accesul la lotul menționat se face din drumul județean DG115 pe un drum secundar utilizat ca drum de exploatare, drum nemodernizat și nesistematizat, care este traversat de un râu, peste care nu este realizat un pod de traversare, circulația pe acest drum fiind serios îngreunată în perioada de ploi apendente când râul menționat își dublează debutul. Lotul de teren este traversat de proiectul menționat mai sus și, de asemenea, în perioadele cu ploi abundente datorită lipsei lucrărilor de regularizare și diluire apa în exces în albia cărăului inundă efectiv întregul lot de teren. Datorită deficiențelor menționate, lipsa lucrărilor de regularizare și diluire a pârâului care conduce la inundarea lotului de teren și lipsa unui pod de traversare peste proiect, pe drumul secundar care face accesul la lote extrem de anevoios, fac mențiune că realizarea unei construcții pe lotul de teren am menționat, este dificil de realizat și ar implica costuri substanțiale de amenajare și tematizare, care se pot ridica la costuri echivalente în valoare unui clădiri de locuit și, în consecință, recomand alegerea unui alt amplasament pentru realizarea unei eventuale clădiri de locuit sau de agrement. Într-adevăr, proul la doamna Mareță îi taie lotul în două, pe diagonale. El taie și pe lungare. Pur și simplu n-are ce să facă cu el. Adică el nu spune, doamne, eu vreau să renunț. Vă rog să aprobați rezilierea contractului de concesiune și pe care îl are. Deci, eu, practic, n-a făcut nimic. Are perfectă dreptate. Dacă el e inundat acolo, dar și schița topului, v-am spus, el e de la nord-est spre sud-est, traversat în diagonală.
de Baba Marița. E practic Italia în două, nu are ce spune. Este spatele meu. Spatele dumneavoastră, domnul Șilcaș. Da. Și practic el a acumulat niște sume acolo de 3.149 de lei. Așa, și nici nu poate să facă nimic cu terenul și practic asta este, să cere dezidierea contractului și... Să pune la urmă. Adică, practic, și nu din cei care mai avem loturi acolo, poate și nu noi avem loturi. Nu avem acest drum secundar de acces pe suprafața respectivă, totuși suntem cu taxe de 10 la zi. Să vedem și dumneavoastră cu taxe de la zi. Ați urmat exemplu primarului. Și eu am achitat. Deci taxe de la zi, la zi? Când așa, sunt foarte mai multe puțin. Așa este, dar unde ai un lot, unde ai un lot bun, nu ai ce să zici, doamne, e bun și așa, dar unde ai un loc în mijlocul locului, ce zic, mai faci? Până la urmă, om ar putea să spună, noi nu suntem de acord, haideți să vă dau un exemplu. Nu suntem de acord să dezidiem contractul și ar putea spune, domnule, știți ceva, mă duc în instanță, să mă oblige să-mi amenajați terenul, că mi l-ați și atunci... Adică există și o cealaltă variantă, știți? În contract este stipulat că în termen de 2 ani de zile duceți apă, curent, care sigur că știg, sigur că știg în instanță orice. S-a grăbit administrația. Da. Sunt la bord. Dar nu îi se poate da un alt teren? Da, nu vrea, nu mai vrea să renunță. Nu mai vrea să renunță și nu mai vrea nimeni. Toată nu vrea să rezidieze. Am cauza curentului. Și am tine, domnul. Nu vrea să mai găsa rezilient, domnul, nu plătim ca la urmă. La piață. Sunt de rezilient. 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 Haideți cu o seara. Am materialul ăsta acolo cu pichetele de grădiniță. Dau citire materialului. Am trecut la urmă bun, da? Da. Modalitatea de identificare a beneficiarului de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a etichetelor sociale pentru grădiniță, conform legii 248/2015. Conform legii 248, se acordă simulente sub formă de etichete sociale copiilor ce provin din familii defavorizate și numai în perioada în care aceștia frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar. Tichetul social, reprezentând stimulentul educațional pentru grădiniță, este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege și nu afectează distribuirea tichetelor sociale, reprezentând beneficii de asistență socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populației. Beneficiari. Copii din familiile defavorizate, formate din soț, soție și copii, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună. Copiii din familiile defavorizate, formate din persoană singură și copii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu acestea, cu aceasta. Copiii naturali ai soților sau ai unuia dintre aceștia, ori după caz ai persoanei singure, copii adoptați, copii încredințați în vederea adopției, copii pentru care persoana a fost desemnată pentru întreținerea copilului, cei aflați în plasament sau în plasament în timp de urgență, o persoană sau familie, ori pentru care s-a instituit tutela în condițiile legii, inclusiv cei aflați în plasament la asistentul maternal profesionist. Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar. Dreptul de stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate pe bază de cerere și declarații pe proprie răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și înscrierea, frecventarea activităților organizate de grădiniță. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților de învățământ preșcolar, în perioada septembrie-iulie. Cererea și declarația pe proprie răspundere se întocmesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii și se înregistrează la compartimentul de asistență socială.
În cazul persoanelor fără adăpost, cererea de acordare a stimulentului se înregistrează la Direcția Generală de Asistență Socială, însoțită de o declarație pe proprie răspundere că nu a solicitat stimulentul de la alte primării. În situația în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare sau de alocație pentru susținerea familiei conform prevederilor legii 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei republicată cu modificările și completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțite de dovada înscrierii la grădiniță. Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniță este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie. În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă după caz în copie certificată sau după caz autentificată pentru conformitate cu originalul următoarele documente. Certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate, certificatul de căsătorie, hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției potrivit legii, hotărârea judecătorească de înconvințare a adopției potrivit legii, dispoziția contrară și protecția copilului sau hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului, ora instanței de judecată după caz, pentru măsurea plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare potrivit legii. Hotărârea judecătorească prin care soțul, soția este declarat, declarată, dispărut sau dispărută. Hotărârea judecătorească prin care soțul, soția este arestat, arestată, preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor. După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei. La stabilirea venitului lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de legea 327/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional. La stabilirea venitului net, gata cu modificările și completările ulterioare, și ajutor pentru încălzirea locuinței acordat în baza ordonanței de urgență a Guvernului numărul 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin legea 92/2012 cu modificările și completările ulterioare. Sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ale altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale. Sumele primite din activitatea de zilieră în condițiile legii 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilier republicate. Sumele primite de persoane apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale. Sumele primite cu titlu de ajutor temporar, ori ocazional, din partea unor persoane fizice sau juridice, ori de la bugetul de stat sau local, cu titlu de ajutor de urgență. Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc după caz prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii sau dispoziții de stabilire a drepturilor. În cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și se gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achitarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora, ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie, se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoane din gospodărie. În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept, solicitantul completează o declarație de propria răspundere pentru venitul realizat prin gospodărirea împreună. Asistentul maternal profesionist poate solicita
stimulentul, atât pentru copiii săi, cât și pentru cei pe care îi are într-o formă de plasament. Titularul tichetului social pentru grădinița are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maxim 15 zile de la producerea acesteia. În cazul în care se solicită în scris schimbarea titularului, aceasta se face prin dispoziție scrisă a primarului în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării și se comunică în termen de 5 zile de la data emiterii noului titular și, după caz, vechiului titular, precum și unității de învățământ preșcolar la care este înscris copilul. Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisă este însoțită de documentul doveditor care atestă calitatea acestuia, de reprezentant al familiei, respectiv reprezentant legal al copilului, precum și, după caz, de documentele doveditoare care să ateste menționarea criteriilor de eligibilitate. Emiterea dispoziției se face după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea simulentului, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere, se realizează în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării acestora de personalul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local sau primarul și secretarul Unității Administrative Teritoriale, care răspund în condițiile legii Administrației Publice Locale numărul 215, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent. Dispoziția primarului va conține cel puțin următoarele elemente. Nume, prenume, cod numeric personal pentru titular. Nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul, copiii pentru care se acordă stimulentul educațional. Adresa de domiciliu, reședință sau de corespondență a titularului. Suma acordată cu titlul de stimulent educațional și numărul de copii pentru care se acordă. Anul școlar pe perioada căruia se acordă stimulentul educațional. Modalitatea de distribuire a etichetelor sociale pentru grădiniță. Dispoziția primarului poate fi emisă comun pentru toți beneficiarii. Pentru persoanele fără adăpost, modalitatea de comunicare a dispoziției se stabilește de către primar. Stimulentul se asigură lunar de către unitățile administrative teritoriale și se distribuie de către acestea. Distribuția lunară a etichetelor sociale pentru grădiniță, reprezentând stimulentele educaționale, se face în baza dispoziției primarului până la data de 15-a lunii în curs pentru luna anterioară. Pentru toți beneficiarii din toate unitățile de învățământ preșcolar, cu sau fără personalitate juridică de pe raza unității administrative teritoriale. Pentru copiii de vârstă preșcolară, din familii care beneficiază de stimulent, unitățile de învățământ preșcolar au obligația de a transmite Direcției Generale de Asistență Socială în raza teritorială a cărora își au domiciliu sau reședința familială, până la data de 5-a lunii, situația centralizatoare privind beneficiarii conform prezenței înregistrate în luna anterioară, în format electronic și letric, semnată de conducătorul unității de învățământ. Situația va conține în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal al copilului și ale reprezentantului acestuia, precum și numărul de absențe înregistrate. Notarea prezenței de către profesor se face conform unei proceduri care se transmite la Ministerul Educației și cercetări științifice către unitățile de învățământ. Conducătorul unității de învățământ se asigură că notarea zilnică a prezenței este realizată conform procedurii. Verificarea prezenței se realizează inopinat de către conducătorul unității de învățământ și asistentul social, fiecare cel puțin o dată pe lună. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, respectiv, realizează lunar vizite neanunțate prin sondaj în grădinițele din comuna Mănăstirea Cașa. Personalul desemnat, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, analizează situația absențelor transmise lunar de conducătorul unității de învățământ și face propuneri justificate primarului privind aprobarea cazurilor excepționale. Pentru toate absențele medicale, părintele este obligat să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absențelor până la data de 3-a lunii următoare. În situația în care, în urma comunicării, se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului de stimulent, primarul emite dispoziție de încetare a dreptului și sau de recuperare a etichetelor sociale pentru grădiniță, după caz, cu luna următoare cele în care au intervenit modificările. Pentru solicitanții cărora li s-a acordat dreptul la stimulent,
Direcția de Asistență Socială întocmește o listă cu datele de identificare ale acestora pe care o transmite pe suport electronic Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Bacău, până la data de 25 a fiecărei luni pentru informare. Modificarea dreptului de stimulent se modifică în situația în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat inițial dreptul. Dreptul la stimulent se suspendă pe perioadele în care copiii nu îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de lege. Modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului se face prin dispoziție scrisă a primarului începând cu luna următoare. Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educaționale sub formă de tichetelor sociale pentru grădiniță prevăzute de lege se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxe pe valoare adăugate prin bugetele locale ale Comunei Mănăstirea Cașa. Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent pentru tipărirea formularilor cereri și declarației pe propria răspundere, precum și, după caz, pentru transmiterea etichetelor sociale pentru grădinițe cu titlul de stimulent educațional, se asigură din bugetul local al Comunei Mănăstirea Cașa. Cererile însoțite de documente justificative se depun de reprezentantul familiei la compartimentul de asistență socială, a cărei rază teritorială și a de domiciliu sau reședința familiei până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul școlar 2015-2016, cererile însoțite de documente justificative se pot depune până la data de 30 aprilie 2016. Cererile depuse după data de 30 aprilie 2016 nu se iau în considerare. Pentru solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, depune o nouă cerere pentru anul școlar următor, cu încadrarea în termenele reglementate. Cererile sunt verificate de personalul de asistență socială și centralizate în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza Comunii Mănăstirea Cașa. Datele se comunică și unităților de învățământ la care sunt înscriși preșcolari. Ordonatorul principal de credite al Primăriei Mănăstirea Cașa transmite Direcției Generale a Finanțelor Publice Bacău până la data de 31 decembrie a fiecărui an datele centralizate la nivelul comunei în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată aprobate cu această destinație și repartizate pe județe prin legile bugetare anuale. Pentru anul 2016, Comuna Mănăstirea Cașa va trebui să transmită numărul estimat de beneficiar până la data de 10 martie 2016. Responsabilitatea gestionării etichetelor sociale pentru grădiniță revine persoanelor împuternicite înscris de către conducerea unităților, subdiviziunilor administrativ-teritoriale, unităților limitente, respectiv operatorilor potrivit prevederilor legii. Comuna Mănăstirea Cașa încheie contracte cu unitățile emitente privind achiziționarea etichetelor sociale pentru grădiniță conform prevederilor legislative privind achizițiile publice. Comuna Mănăstirea Cașa are obligația de a organiza o emitență proprie. Tichetul social pentru grădiniță are valabilitate de unui an calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emisă data de 1 noiembrie-31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor. Toate situațiile în care asistența socială restituie unității cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de etichete sociale. Se interzice titularul, solicitarea și sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniță, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului. Comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniță, în schimb unor sume de bani și ori altor bunuri și alte servicii. Utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță în magazine, locații, unități, piețe de orice fel, care nu vând produse alimentare de igienă, de îmbrăcăminte și sau rechizite și nu au afișat la intrare autocolantele speciale ale unității emitente. Utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și sau rechizite. În baza contractelor de prestări servicii încheiate cu unități emitente, operatorii economici care comercializează produsele au următoarele obligații. Să respecte interdicțiile stabilite pentru titular prevăzute de lege, să completeze pe versoul fiecărui tichet social pentru grădiniță utilizat de titular data primirii tichetului și să aplice un semn distinctiv care să identifice operatorul economic care a primit tichetul social pentru grădiniță, să distribuie
titularilor produsele pentru a diminua valoarea nominală a tichetului social pentru credință cu eventualele sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente. Să prezinte unitățile emitente la termenele stabilite prin contract, tichetele sociale pentru credință primite, datate și având aplicat semnul distinctiv în vederea de contări. Să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor achiziționate. Să nu accepte utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniță pentru achiziționarea de țigări și sau băuturi alcoolice. Să nu primească tichete sociale pentru grădiniță cu termenul de valabilitate expirat. În caz contrar, acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă. Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la instituții de credit sau instituții de plăți prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță, respectiv încasare de la unitățile subdiviziunile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale contra valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță, achiziționate în baza contractelor încheiate cu acestea, și rambursarea de sume către operatorii economici utilizați în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădinițe prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și operatorii economici respectivi. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovadă instituțiilor financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor sociale pentru grădinițe emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral operatorilor economici utilizați. Să organizeze o evidență operativă proprie lunară și să transmită date centralizatoare Ministerului Finanțelor Publice. Să transmită Direcției Generale de Asistență Socială lista operatorilor economici care comercializează produsele prevăzute de lege, pentru care titulare pot folosi tichete sociale pentru grădiniță. La stabilirea acestor operatori economici vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel cât mai redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime. În cazul în care organele abilitate potrivit lege constată încălcarea de către unitățile emitente a prevederilor legale, se poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză. Retragerea autorizației de funcționare eliberate autorităților emitente se face în următoarele cazuri. În cazul constatării de către organele abilitate potrivit lege al respectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordinea Ministrului Finanțelor Publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, în cazul constatării de către organele abilitate potrivit lege în vigoare. Identificarea beneficiarilor se realizează prin următoarele metode. Scrisoare către medici, vizite la familiile copiilor pentru a informa părinții despre importanța educației preșcolare, listele de la primărie privind Registrul Agricol, VMG, ASF și alte beneficii, lista ONG-urilor, structura anului școlar, organigrama de la grădinițe, etc. Acesta e materialul. Destul de complet și doar după metodologia din legea 248. Doar. Care ar fi valoarea tichetului? Să stabilește. Nu, mi se pare că 10 lei. Nu, 50 de lei. Nu, dar care e venitul maxim la care poate primi tichet? Adică din tot ce primești familia, eu știu, din un prestări de muncă necalificată, din, eu știu, din... Mă rog, să urmă. Venită pe produse agricole. Aceeași sumă de la legile sociale, 6.150 lei pe membru de familie. Cât? 615 lei pe membru de familie. Creat. Da, da, hai să spun ca domnul primar să fac și o informare privind... Am primit un proces verbal de instructaj, cam așa ceva, cu APIA și au fost reprezentanții APIA numai la sediul primăriei și având temă numai informarea salariaților primăriei, în sensul că începând cu 1 martie 2016, fermierii pot depune cereri de finanțare, de subvenție pentru APIA, deci perioada 01 martie, 15 mai, fără penalități. Prin
printr-o discuție astăzi cu cei de la APIA, au fost emise înștiințări, invitații, de fapt, către pentru fermierii care au deja depus cereri pentru anul trecut. Pe 7 martie încep să fie primii beneficiari invitați la centru APIA. Procedura este mai simplă anul ăsta, în sensul că nu se mai fac schițe care mi-am făcut anul trecut, se merge direct pe ea de verință. Păi ea are poluri astea. Da, nu, și procedura au simplificat-o și probabil le-au și pus la punct și din cauza asta. Da, deci anunțați, mergeți ca să nu, din experiența anilor trecuți, data de 15 mai sau în jurul datei de 15 mai au anăvărit toată lumea și atunci s-a... Acum este o procedură din timp, foarte simplă, se cunoaște, o cunoaște toată și lumea și... programare și anul trecut, dar nu respecta programarea. Asta este, dacă nu se respectă la început, se tot decalează. Și în ultimele zile suntem nevoiți și noi, și lucrătorii APIA, dar și fermierii, stăm ore... Ori în plus. Da. Când mai primesc, că nici acum nu s-a primit, nu au primit toți. A început să dea. Da. Și mai nou, ne confruntăm cu un fenomen de incendiere a pășunilor. Tot cu cei de la APIA am discutat-o, deci la o simplă notificare a zonei unde s-a produs incendiu, pentru suprafața aia nu mai primește nici el și nici vecinul unde ars. Așa că să ne avem, să avem foarte mare grijă. Ideea este, dacă mergeți și vă curățați, că e normal să curățăm, da? Supravegheați-vă acolo, nu uitați foc și plecați, că e... Pot întâmpla acum, toată lumea înțelege, doamne, l-am scăpat, nu e nicio problemă, venim, ajutăm, dar când te duci acolo și găsești incendiat și nu mai găsești pe nimeni, te apucă nemuneală, deja îți vine să... Adică s-a produs un fenomen chiar de incendiere. Deci a dat foc, adică aia și ce mai nu. Ei, una este să grebezi, să tai, să strângi grămadă, să-l supraveghezi, alta este să pleci. Să pleci, dai foc și pleci. Păi nu, eu, niște copii, niște au mers la frate. Banii nu l-au dat pe... Știți ce se întâmplă? Nu posesc. Și al doilea an, iarba este uscată. Și ca să scape de ea, ca să crească iarba nouă, îi dă foc. Și aia se extinge, mai ales când am fost să scăpi la pături. Ca să-ți spuneți. Spuneți-o, iau un om, doi cu tine, eu, care poate, stai lumina. Dar te duci și dai foc și ai plecat. Și după mine... Dar incendiază păturile când am plăcut. Da, nu ați întrebat de ăsta. Valoarea unui etichet este 50 de lei. 50, da. 50. Și luna. Luna, da. Venitul lunar pe membru de familie să fie de cel mult 284 de lei. Nu, condiția. De două ori nivelul venitului minim garantat pentru o singură persoană. 500 până 700 cu venitul la motor. Da. Înseamnă că... Da. 500 dar e mult stimulentul tot ce ăsta. E la ajutor social. E mult stimulentul ăsta pentru că ăia necăjiți își trimit copiii la școală și se bucură. Da, probabil. Haideți să supunem la vot ultimul material și sau dacă mai sunt comentarii, dacă sunt mai da, n-a fost votat. Da, prima dată n-am votat. Am votat, numai metodologia, am discutat-o acum la diverse ca să nu avem la scuze, n-am fost eu. Înseamnă că am fost eu, și nu doi de a fost punctul 2. Punctul 2, a fost prima legere președinte. Vreți să puneți la rectificare, l-ați aprobat și pe asta? Da. Da, haideți să puneți la vot separat, e un distinct, distinctiv pe ordinea de zi. Atunci trebuie introdus pe ordinea de zi. Dar introdus, dar trebuie introdus pe ordinea de zi. Să comentați. Asta ne-a prezentat. Da, da. N-am fost aici, am avut scopul. Haideți că avem o cerere din voi și domnul Jitei și avem o cerere din partea, de fapt, a doamnei, că doamna e administrator, nu? Da. Deși încearcă să-și autorizeze spațiul pe care l-au acolo la
La Diaspora unde se desfășoară discotecă și ce mai aveți acolo? Nu e discotecă, e club, club. Bar, noi știm, restaurant. Restaurant și piscină. Dacă întreb unul de ăsta de așa, ce nu vor discoteca, spune discoteca trebuie să aibă o încasare la început, un spectacol. Iar doamna spune așa, subționata GTMT-ul, administrator al IEI GTMT-ul, sediu în Comuna Mânăstreca și strada principală numărul 378, bis, prin prezenta vă rog să supuneți pe aprobare în ședința Consiliului Local prelungirea programului barului societății sus amintite de la ora 10.30 la 3.30, deoarece tineretul începe să-și facă apariția în jurul orei 11.30. De este că nu e vorba de o prelungire, ci de aprobarea până la 3.30, că practic noi avem aprobat un regulament până la ora 2. Într-adevăr, acum tineretul s-a transformat în Deci acolo pentru mine, că eu sunt mai vecin decât toți de așa de aici, deci cum să spun eu, niște chestiuni la care, cum să spun eu, mai trebuia venit o leacă, de exemplu, mă uit acolo, parcarea mașinilor. O să vină și parcarea, parcarea e prevăzută, unde am luat terenul de la Tanța Bugașul. Toate nu le putem face. Aducem niște locuri de muncă în Mânăstrea Cașin și la o gospodărie, nu le poți face cu toate într-o gospodărie, toate odată. Acum noi intenționăm de a face parcare acolo și a pune bază și fiecare să-și înăduc mașina în parcarea respectivă. Dar, momentan, încercăm să derulăm, să aducem câteva locuri de muncă în Mânăstrea Cașin, pensiunea aia, să aducă cel puțin 10-12 locuri de muncă și, pe un parcurs, să facem parcare. Mai am pus, spune eu, asigurarea serviciului, cum să spun eu, de desfășoare în condiții normale, pentru că din ce am auzit, nu știu, sigur, deci ultimul scandal care a fost acolo, deci două mașini smurt, o salvare, poliție... Dacă ei se îmbacă... Acum cum să spun eu, poate dreapta... În curte e la mine. Poate cum să spun eu, în incinta spațiului, că acolo nu pot să mai să intervine eu, deci în afara incintei. Acolo cum să spun eu, chiar nu mai răspund pentru alea. Dar ar trebui găsit o modalitate, pentru că eu din ce am auzit, nu știu sigur, dar am zis că a fost un scandal pus de acolo, acolo nu mai știu, deci nu mă cunosc. Dacă un băiat se ceartă pentru o fată, hai cu mine în stradă să ne batem, eu ce pot să-i fac pe ăla? Eu dați-mi un exemplu. A ieșit afară din proprietatea mea. Eu l-am luat din mână, l-am dat afară și nu m-am mai primit. De la mine este regulă, de fiecare dată, orice copil sau așa, care vine și face scandal, a doua oară nu mai intră pe ușa. Și se bate în stradă, ce se bate? Dacă ei se bate în stradă și l-așteaptă ăla de la Cașin, pe ăla de la Curiță și așa, și se bat, eu nu am ce să le fac. Eu nu sunt paznic pe domeniul public. Călăuză, acolo e altă chestie. La mine, în club, nu s-au făcut. S-așteaptă afară, își dau cu sticla, își dau cu pahar, nu mă interesează. Deci asta e treaba lor. Eu, ce ține de partea mea, am bază, protecție, tot ce este acolo, altceva n-aș putea să am. Și motivația sfetă, din general? Da, motivația sfetă. Și nu păcura. Ca șuneri cu Mânăstrie. Asta o fără de mai lume, vechea problemă. Vechea problemă. Au fost situații când am venit și smurdă, eu m-am dus la fața locului, eu poate m-am trezit la ora 2, la 2, la 3 dimineața, sau când s-a întâmplat chestia asta, dar eu am chemat poliția, dar eu nu pot să
Fac absolut absolut. Dacă îmi dați o soluție, nu? Da. Părăiesc că și copiii ăștia ai noștri care trebuie să distreze undeva, nu? Da. Și că nu am bani pățesc. Și eu, din punctul de vedere, cred că le-am creat niște condiții și le asigur... Au bani și faină. Chiar nu e niciun pericol. Domnul Rența, nu vă pronunțați, deci noi n-am fost acolo, poate o să fie... Am auzit și eu cu tine, dar ce poți care am fost acolo. Mă ceam n-ai fost acolo, am fost de încoșine și mi-a spus. Tu și mă dați să te preconizăm de, dacă nu mai sunt alte așa, de pași să dă drumul la restaurant și vă invităm la restaurant. Te-ai nevasta două, martie și o după la restaurant. Nu se poate. Poate? Da. Deci am epuizat subiectul domnului scotec, pe scurt. Și ai votat? Știi ce mai rog dacă mai Știrbu, dar... S-a rezolvat azi. Da, foarte bine. Asta era una. Și a doua. Domnul primar, dacă vreți să ne informați și noi, care e situația cu curgul, domnule? Că atâtea zborul neapărat la fel de comunat, nu știu care e spune. Care e situația cu Pârvul din nu mai funcționează sau de ce toate s-au adunat acolo, tafurile, mașinile, nu mai ies? Deci nu ați atunci să știți. Nu, de ce mă întrebați care e situația lui domnul Jica? Nu, no, dar ce treabă? De ce e obligatoriu să știu? Ce știu este că i s-a anulat o autorizație sau un... Autorizația de funcționare. Atestatul de exploatare. A avut o problemă și l-am obținut. Nu se găsește informația. Nu, a fost o mai gravă situația, că a fost un fals. Cel care l-a scos de la autoritate de la București, a făcut un fals. El a dat în fals. Nu? Domnul Iodache. Știți și dumneavoastră. Nu știu, chiar nu suntem cu așa ceva, n-am auzit. Deci, el a contactat pe cineva de la București care i-a scos atestatul de exploatare. L-a luat de bună credință că e bun și, da, ce putea să știe el. El a depus documentația la noi și a intrat la licitație sau la cont. Până nu s-a făcut verificarea de regia națională, nu s-a știut nimica. Și când s-a făcut verificarea, s-a constatat că atestatul era fals. Deci cel care, individul de la București, nu făcuse doar un fals, au făcut mai multe la nivel național. Numai că tu, ca și beneficiar, ești acuzat și tu, practic, pe tine te acuză prima dată de fals. Și eu cu 7.000 de paleți, cu ștampila, Ministerul Agriculturii. Numai că am stampilat curat. Am pierdut 7.000 de paleți. Am văzut și eu utilaj acolo la el. Era venit într-o zi, era înfacientat, exact în partea asta. La orice trebuie să știți de problema. E problema. Ultima problemă și cu asta am terminat. Ați promis că prezentați raportul curții de plan. Poți să vin într-o zi. Nu, ai primărie să lucrezi domnul. Dar 300 de pagini aveți spus prezentat. Da, nu, decât nu am principale probleme și nu ați tot ce. Da. Da, domnul. E gros. Cei care nu vor să asculte, ne dați voi? Dacă mai sunt alte probleme diverse. Dacă ne dă și nouă scrieri, dar la mine că mai rămân și eu. Iată, am cerut de la aprobare să mă rog. Domnul e o americă. El a mergeți, da. La solicit să mi se dea două containere pentru cimitir. Au început să pui peste toate nenumai zice ce pui. Problema este încă următoare. Două, cum a fi să știu. Poate să-mi dați două, unul în cimitirul nou. Pentru societățile comerciale. Da. Pentru biserica acum, asta e, n-am ce să-i fac. Așa. Romprestu ridică gunoiul separat. Separat contorizat. În ce sens? Ei ridică și au prețul aprobat de ANRSC de 1.000.000
300, 1.300.000. Deci... 1.000.000, da, 130 de lei. Așa? Per metru cub. Deci dacă umplezi două containere într-o săptămână... Nu știu, dar nici într-o lună se umple. Cât am zis, 1100 de litri, deci 1,1 metri. Da. Și se sapă iarba și toate cele, o pic se ducă de râpâni. Nu ascultă, foarte nu ascultă, că nu ascultă. Știu. Eu spus ceva. Și cine plătește? Cine plătește? Eu mă duc la ce, cum o cheamă, la... Unde duce la containere? Da. Se vede, domne, pe asta e via și o duce acolo, domne. Da. Asta e educația. A plățit din grămuțele de pistolete și l-a pus ciocanii și ei acolo. A pus teracot, și toate prostiile, să n-am vergeamă, știți? În cerușă, a prins un om la foc. Deci ar fi o potență a fost acolo la asta. De ce? Asta e descoperită, nu văd din căsuțul. Ce ne-am arătat? La rața, unii cimitiru ar fi o montanie și... Da, dar ne-am arătat. Haideți să n-ați oprea și pe domnul Rența. S-a terminat, să nu mai pușca capul ăla la acel lăt la prăință. Și nu mai... Păi ar fi păcat cumva să facem, cumva să... Deci îmi trebuie cheia de acolo, așa? Când vin băieții să facă aproape o verificare, să-i sune cablul, să-l deci spune. Deci că știu, am făcut eu o verificare, dar cheia e un om, de cheia e la Aurelia. Numai să știu când vin băieți și eu e o cheie, mă duc cu ei. Dacă cumva e împușcat cablul pe substradă, facem... Trebuie să facem branșament, trebuie să mai reian prezânt. Da, cât de dracu costă un branșament ăsta de 5-600 de mii, 1.000.000, 1.000.000 jumătate luăm clavul de acolo să facem. Da, o să fie mare lucru. Acolo iese tot, acolo numai doar firme și le găsăm de stâmp până acolo în stâmpul ăla de medie. Puteți ne-a găsăm mai jos, nu ăla de medie, ca să mai pune stâmp. Și de acolo nu-l trăi. Tot atunci, de sărbători a fost întuneric, așa. Da, am înțeles. Bine, nu. Deci cu branșament nou, s-a prins odată cu iluminatul public. Exact, domnule, dar facem branșament nou. Doamne, dar cine zicea altceva? Facem cumva să aprindă cu iluminatul public, nu-i normal. Dar ce trebuie ziua să avem? Noaptea, când... Da, am înțeles. Noaptea de vieri, noaptea de... știu eu... Fiecare seama. Duminica, așa, ca iluminatul public. Da, alte probleme... Trebuie să mai interveniți acolo la școli. Domnul Cevar, deja... Domnul Ghețu spune că l-a studiat. Dacă vin într-o zi aici, mi-l dați să citesc. Haideți ca să trec un pic prin el. Că sunt, știți că sunt 300 și la departe. Deci avem 11 probleme. Deci o iau de la citeci cu telefonul, da? Nu, mă interesează tot, nu normal. Eu vă spun problemele și pe asta, dacă vreți, într-o zi, vă pun la dispoziție, că nu a venit nimeni la mine ca să înceară și nu i-am dat. Deci, avem un punct A, care se referă la activitatea aparatului propriu de specialitate a primarului, organizarea, și aici avem punctul 1, organizarea, implementarea și menținerea sistemului de management și control intern. Primarul UAT Comuna Mănăstirea Cașin, care a dat toate decrete, prin un parlament de specialitate, va dispune măsuri concrete ca să asigure implementarea standardelor de management, control intern, conformitate cu reglementările legale în vigoare, efectuare de controle fiscale cu privire la corecta declararea materiei impozabile de către contribuabili, persoane fizice și juridice, completarea anexelor la dispoziția de control financiar preventiv, referitor la operațiunile supuse controlului financiar preventiv, efectuarea demersurilor legale pentru organizarea unui compartiment de audit public intern la nivelul UAT, conform prevederilor articolului 9 din legea 672/2002 privind auditul public intern. Punctul 2. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea și reevaluarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrative teritoriale. Primarul UAT Mănăstirea Cașin, în calitate de ordonator de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure analiza soldurilor tuturor conturilor contabile reflectate în balanța de verificare încheiată la data 31.12.2014, astfel încât acesta să asigure conformitatea cu normele contabile corecte, complete și să prezinte situația reală și exactă a patrimoniului și a execuției bugetului UAT Mănăstirea Cașin și în cazul în care situația o impune, efectuare de înregistrări corespunzătoare privind regularizarea acestora.
Stabilirea implementarea procedurii scrise în vederea asigurării unui circuit al documentelor corespunzător între compartimente, în vederea monitorizării, evaluării și înregistrării în contabilitatea entității a tuturor operațiunilor economico-financiare conform prevederilor legale. Înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilității de drepturi și obligații de angajamente, respectiv în momentul creierii și sau transformării unor valori economice, a unor creanțe sau unor obligații, astfel încât conturile contabile corecte și complete vor prezenta situația reală și exactă a patrimoniului și a modului de implementare a bugetului. Prelucrarea prevederilor Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv și a ordonanței de urgență, ordonanței Guvernului numărul 81/2003 privind evaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, inventariere de către comisiile de inventariere a tuturor bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Mănăstirea Cașa. Inventarierea anuală a materiei impozabile generate de aplicarea codului fiscal, astfel încât proiectele bugetelor locale să cuprindă toate impozitele și taxele locale aferente materiei impozabile respective. Valorificarea inventarilor și compararea acestora cu datele înscrise în evidență. Punctul 3. Referitor la stabilirea, evidențierea și urmărirea încasării veniturilor bugetului local, în cuantum și la termenele prevăzute de lege. Primarul UAT, în calitate de ordonator de credite, prin compartiment de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea întinderii și mărimii obligațiilor bugetare pentru cazurile consemnate în anexele și în prezentul, la prezentul proces verbal de constatare, înregistrarea acestora în evidența fiscală, nominală și urmărirea în vederea casele, aplicarea dispozițiilor codului fiscal și normelor de aplicare cu privire la inventarierea materiei impozabile și efectuarea corecțiilor ce se impun, inclusiv recalcularea și recuperarea obligațiilor fiscale, efectuarea inspecțiilor fiscale în vederea stabilirii realității datelor din declarațiile de impunere și contumului corect al obligațiilor fiscale, întocmirea matricolei pentru evidența centralizată a impozitelor pe clădiri, a impozitelor pe teren și a taxei asupra mijloacelor de transport, în cazul persoanelor fizice, și a matricolei pentru evidența centralizată a impozitului pe clădire, a impozitului pe teren, a taxei pe teren și a taxei asupra mijloacelor de transport, în cazul persoanelor fizice. Dar nu aveți cifre ceva, să introduceți cifre astea la ea. Să nu la dispoziție materiale. Așa ceva concret, cu detaliul ăla, mai în profund. Avem de recuperat de la EON Energie o taxă de radio și TV, factură întorbită, urmarea constatării de consum de electric nedeclarat de UATE Mănăstirea Cașa. E vorba de o sumă de infimă, de vreo 1000 de lei, dar nici nu e 1000 de lei, și trebuie recuperată de la... Da, ne-a luat taxă radio TV la UATEMA public, da, avem la referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu bunuri și servicii, încasarea necuvenită a CASE-ului în situații de lucrări întocmite de constructorul SC Vigaten SRL. După care, la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, încasarea necuvenită a CASE-ului în situații de lucrări întocmite de SC Transcarpat SRL. Cu cât am casat mai mult față de ei? Ce am casat cu... Da, nu-i studiază fiecare. Aici s-a datorat asta cu CASE-ul, deci s-a modificat coda de, la CASE. A fost de exemplu, la Vigaden s-a făcut ordinul de plată 617. Așa, s-a constatat înscrierea de către aceasta în societate a situațiilor lucrării executate în luna octombrie 2014 la unui procent 20,8% pentru CASE, deși început cu data de 1.10.2014, CASE-ul era mai mic. Da, același lucru și la...
așa și la Transcarpat. Atunci cu viață fiecare. Iar el când a tăiat factura de situații de lucrări, a tăiat și ASEU-ul. Și ASEU-ul în cazare necuvenită, ASEU-ul în situații de lucrări la SC unic utilaj. La fel, aceeași situație. Da? Deci trei situații de așa. Avem referitor la nerespectarea și prevederilor legale pentru angajarea următor, la punctul 8. Contractul numărul 3, din, pe 10.07.2014, proiect de consolidare de restaurare la Monumentul Istoric Ansamblu Mănăstirea Cașa, încheiat cu SC Rescom SRL Mănăstirea Cașa, cu SC Rescom Moldoveanu SRL. Și aici e o diferență ceva? Nu e nicio diferență. Noi am făcut proiectul, dar nu era în domeniul public biserica. Da? Și a trebuit să o trecem în domeniul public, ceea ce am făcut. Noi am luat o lucrare, am făcut un proiect la o lucrare care nu ne aparține. La punctul 9. Alimentare cu apă a localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașa. Aici, monitorizare, verificare legalității de conturilor, am făcut toate chestiile astea, s-a găsit o diferență de 33.000 de lei, care v-am prezentat-o și la buget, dacă vă aduceți aminte că am spus că am încasat 33.000 de lei de la executat. La școala numărul cu clasele 1-8 s-au acordat zile de recuperare personal muncitor la centralele termice și nu trebuia să le... Aici avem monitorizare, verificare legalitate, cadrele personalului, s-a făcut un calcul și trebuie să le ia banii la care le oprește din... S-a dat dispoziții, da. La grup sanitar școala numărul 2, realizat de constructorul SC Sofipet SRL. S-a constatat că nu pusese un calorifer și nu știu Dumnezeu sunt mai nu pusese, pe, în așa nu pusese în vestiar și era abatere de la proiect. Îmi pusese în vestiar. Da, îmi mutase, da. Deci astea sunt toate. Unde e dispoziția de șantier? 11 puncte. Astea sunt. Da, deci eu să revin și diferența. Vă ascult. Ce facem noi cu finalizarea apei astea? Deci, până la urmă, avem șanse să mai funcționeze apa asta sau nu? Că eu am observat o treabă. Când s-a vrut eu, știu eu, o votare, cum a fost cu domnul Pogă, nu știu cum să-i scădere pe seara. S-au mai scădere de un pic la domnilele, dar s-au mai scădat cu niște trotuare și iar a rămas doar cu treabă. Avem șanse noi să finalizăm lucrarea asta cu apa sau nu avem? Nu sunt bani, eu am înțeles. Avem șanse să mai... Deci, ne-ați răspundeți. Nu-i vorba de bani. Da. Este vorba de greutatea proiectului. Pentru că vă spun în felul următor și am încercat să vă mai spun de, să vă explic de atâtea ori. Una este să construiești un pod. Da. Unde ai un amplasament, ai beton, ai armaturi și așa mai departe. Și alta este un proiect de alimentare cu apă. Pentru că depinzi de o sursă clară. Iar eu v-am explicat și dumneavoastră, întotdeauna ați fost de acord cu mine, că este nevoie de o sursă care să fie a noastră, da? Discutam în seara asta și spuneam că metru cub de apă la Unești este aproape 9 lei. 9? Sau 5? 9 lei. Realizarea, da, se ajunge la 9 lei. 9 lei. Deci o sumă destul de mare și mai ales că există și pericolul de a ca orașul să rămână fără apă. Și vă aduceți aminte că ne se propusese la un moment dat să facem racordarea mai ușoară de la capul dealului și nu mai avea nicio problemă, dar prețul pe care îl practica orașul automat era și al nostru. Dacă se întrerupea apa în oraș, nu mai avea nici Mănăstirea Cașa. Da. Din cauza asta, eu am ținut morții și să avem sursa noastră. E adevărat o soluție mai grea. Însă, dacă până acum nu aveam certitudinea că vom găsi apa, acum avem apa, problema este aprobarea tuturor fazelor existente. Pentru că, v-am spus, ea vine din fondul forestier. O să vedeți că o să trebuiască să plătim scoaterea din fond forestier a suprafeței din care ne vine apa. Sunt niște lucruri destul de greoaie. Asta e cel mai greu, deci, avizul de la Promsil. Lucrurile se derulează exact cum se derulează pe Părăul Dulce, da? Faci lucrările, le trimiți la minister, el îți dă bani. Dar nu îți dă bani fără aprobările legale, să fie clară treaba pentru toată lumea. Și nu putem, adică nu ne ducem, facem un puț și a dat drumul la apă de vară, că ar fi foarte simplu așa. Domnul primar, știți ce sunt eu găimat? Dacă s-au forat 4 puțuri, 4 fântâni, 4 sau 5 fântâni, pe aici, pe pluncă,
Da. Dom'le, să încercăm la una, nu e apus, încercăm la a doua, nu? Deci ce s-a mai investit să facem vreo patru, dom'le? Deci el a renunțat de atunci și cu banii ăia puteam să promovăm să facem altceva, să mergem la... Pentru că... Deci tot s-a continuat, tot s-a continuat. Știți foarte bine că toată lumea spera ca într-adevăr să găsească... Era de ajuns să găsești un puț cu 6 litri pe secundă și atunci era dezavantajat. Uite, tot în zona aia... Nu e în tot în zona aia, s-a săpat în diferite zone, s-a săpat în tot platoul ăla. Și ești la studiu, nu s-a studiu de vizibilitate. Nu, la studiu hidro, într-adevăr, Institutul Național a greșit. Păi aici, a greșit. Apa asta unde se duce? Ăla care își trage apă în casă, una varsă. Asta nu e canalizarea. Canalizarea e o chestiune complicată, iarăși. Iar acolo, sunt cele două lucruri făcute greșit de către comunitate. Și mai e o treabă, domnul primar. Păi, eu am domnul Bălan, n-aveai cum, dacă în momentul respectiv ei dădeau bani doar pentru apă, abia după aia au apărut așa zisele proiecte integrate, când spunea, domne, nu-ți dăm bani pentru apă, dar cum faci canalizarea? Da, e așa era. Da. În momentul în care a apărut ordonanța 7, se dădea pentru alimentare cu apă, pentru poduri, pădeți și așa mai departe. Deci nu s-au făcut combinate. Nu, proiectul e greșit de la început. De ce să... Proiectul nu e greșit. Să urci apa de luncă și o urci mai mult fădeală să vină prin cădere în apă. Așa o să ai direct, o pompezi direct pe... Doamne, dar toate proiectele, luați proiectele de alimentare cu apă din județul Bacău și câteva sunt care vin din surse cum e... soluția care avem acum. Toate sunt așa. O pompează de la adâncime și o urcă în fugă. Asta este stația de tratare. Ca asta să... este rolul. Și stația de tratare, dar și... Și rezerva. Dar n-au doamne din unde. Nu au din unde să scoată apă. Și la noi un caz fericit. Gândiți-vă că este singurul caz de unde putem să luăm apă. Că în rest nu avem. Nu avem apă. Aduceți-vă aminte când domnul Iordache, doamne Iordache, vă aduceți aminte când spuneați când am început noi cu proiectul. Doamne, de ce nu luăm apă de undeva de mai sus? Nu? A fost unul dintre punctele foarte bune de vedere ale domnului Iordache, da? Numai că, unul, nu aveam, la momentul respectiv, noi nu eram proprietari. Gândiți-vă că proprietatea s-a rezolvat abia din 2012 încoace. În decembrie 2012 am rezolvat cât de cât problema proprietății. Pentru că noi nu putem să luăm apă de oriunde. Nu pot să vin în grădină la dumneavoastră și să iau apă de acolo. Că gata. Doar numai dacă îi dați de seara. Și nu iar lucrăm la tine. Niciodată. Cine a spus asta? Dacă spuneți că sunt atât de greu. E atâtea greutăți, eu țin minte că mă duceam în Pârvulești pe Terea și erau pe toate gardurile, pe toți stâlpii, în maxim, până în august, vom avea apă curentă. Am însurit, eu am văzut cu ochii mei. Ce ai văzut, doamne? Că erau puse, că vor... Vai de mine, domnul Gheorghiță. Nu, poate... Am spus așa, era așa. Ce anume? A, la mișto. Nu era la niciun mișto, erau puse... Dar cine se pune așa? Eu, primar. Ideea este că discutăm de o chestiune foarte grea. Asta nu trebuie în grijă, așa. Da, puteți vă luați grijă. Eu nu iau... Cea mai avut o problemă. Fântânele lasă de dorit, de mult, de când mi-am răcit gura, m-am săturat. Să ferească Dumnezeu, vine primăvara acum, poate ne-o ocoli ploile, să n-avem probleme. Da, măcar niște capaci. Pentru noi... Pentru pus la fântână. Pentru noi, prioritatea numărul 1 este alimentarea cu apă. Dar nu știu, eu nu cred că după moartea mea. Cu apă este prioritatea numărul 1. Dom'le, da. Am o problemă și nu vă mai negăjesc, vă spun sincer. Dom'le, eu, pe felul meu, sunt optimist, nu sunt pesimist, dar eu tare, tare mă gândesc și mă îndoiesc că va circula apă pe furtunul ăla care e băgat în... Știți de ce? Nu mă uitați în voi. Eu m-am uitat când săpau ăia șanțul. Când săpau șanțul și erau cu vola aia, deci ei puneau direct peste furtunul ăla bolovan și trecea cu roata și o tăsa. Dom'le, acolo trebuia un pat întâi de nisip. De 20 cm, 15-20 cm. Unii puneau furtunul deasupra aia și nisip și putea să pune și pentru aia. Dar n-au urmărit nimeni lucrarea asta, cum se execută. Asta a fost lucrare, exact bani mormântați, astupați acolo. Eu vă spun sincer, când o băga apă,
Fundul unii este obturat, ștrangulat, nu va mai merge mai încolo. Și eu o să fie greu. Eu vă spun, eu am văzut în zona Lupești, am văzut el. Proba contrarii, da. Da, e adevărat, dar eu tare mă îndoiesc că o să fie probleme, o să fie probleme. Domnul Lupești, da, asta e. Ce se întâmplă? Există o garanție a lucrării, deocamdată, executantul. Ei au garanții, garantează ceva dacă nu merge apa. Deci, eu vreau să văd apa la rezervoare. Da. În momentul în care a văzut apa la rezervoare, totul e rezolvat. Adică se poate rezolva orice. Deci, cel mai acum, la 24 de kilometri de conductă, este posibil să fie strangulată, să fie spartă, pentru că au lucrat muncitori, să nu credeți că au lucrat. Au lucrat toți muncitori din ea. Când s-a băgat apă, a ieșit. Adică, eu, din experiența mea, știu că am mai folosit, am mai ajutat pe cine să-și tragă apă la hidrofor, mai 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 sunt probleme de început, dar care sunt mai 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 eu chiar mă uitam și urmăream, mai direct, mai 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 pentru mai nu știu, n-am văzut așa ceva. Da, erau mari, da. Da, le-a pus deasupra. Le-a pus deasupra. Lucrarea este verificată de dirigentul de șantier. Fiecare. Acum, când ne-am priceput, am mai întâlnit și noi. Dacă e garanție și să remediezi, trebuie mai bună. Dacă de toate sate din lume. Garanția este un lucru frumos, la primărie. Am de auzit hotărârea guvernului, cel care nu și acționă lucrurile. Guvernul ia măsuri. Deci comunele, satele care nu au apă, guvernul va lua măsuri. Asfaltări și chiar am vrut să vă zic, uitați, domnule, cât ne-a luat Buciu, domnule, m-am zis, acum am rămas uimit, că știu eu, aveam subalter care zicea, băi, Cojrani de la Buciu, îmi făcea mișto de ei. Domnule, cuvântul meu de onoare, ce-a promovat, ce-a avansat aia în comparație cu noi, toate străzile prin Răcăuți, prin Buciu, toate asfaltate, domnule. Uitați, acum asfaltează la Drăguție și toate vârstoapele alea, tot. Cum Dumnezeu, la noi, noi n-am văzut apa, pe noi am progresat din loc de Buciu. Nu numai că s-au asfaltat, s-au lărgit. Și s-au lărgit, da. A fost la mormântare la Liță, la Gaudu, am văzut toți frumușeți, am zis, pe cap. E deja nu rigor, gata, ce am făcut casa, domnule, ce am făcut casa, era mult mai bine aranjat, dar trotuare, dar în tăia. Știu, în afară de șoseaua care, șoseaua asta, într-adevăr, s-a făcut. Dar cu ulițele noastre străzi pe sau cum și e, și pot aici, nu prea. S-a întâmplat, s-a nivelat cu buldozerul acum, au scos pe proaiele, au băgat prin șanțuri și s-au trasat un pic, s-a spus, asta e asfaltul, Ana. Domnule, ce Dumnezeu l-a putut noi progresau alea cu un mic de străi mandate, domnul primar. Și chiar nu pot să fie. Nu mai aveți gropile alea care le aveați odată, domnul. Nu, dar se formează, dacă nu e asfalt, se formează. Acum, nu. Nu comparăm, pentru că nu aveam 78 de kilometri de drum, domnule, nu aveam 2 kilometri de când văd că alții progresează în felul ăsta, eu vă spun o chestie. Domnule, dacă ați fi comuna noastră, eu am dat cuvântul meu de onoare, am făcut armată în Turda, județul Cluj. Și era un lent polonel și s-a părut lui suspect, băi, dar cum te cheamă, de ce te cheamă genel, că tu ești neamț? Nu auzeți din unde? Domnule, nu știu, tata, nu știu din unde asta. Băi, dar de unde ești? De comuna Mănăstirea Cașu. Aaa, băi, voi vedeți comună frumoasă. Eu am rămas uimit. Ăla de acolo, din Turda, cu el, polonești, chiar comuna noastră. Și chiar tot timpul mă întreabă, băi, comuna Mănăstirea Cașu. Băi, mă întreabă, e o comună foarte frumoasă. Dom'le, cu dealuri, cu treburi, cu râuri frumoase. Și mai? Nu s-a tărâmat. Dar e liniere frumoasă, că sunt puși acum. Da, da.